FaceTite este o procedură minim-invazivă, cu eficiență maximă, recuperare rapidă, care este destinată persoanelor care suferă de laxitate cutanată și țesut adipos localizat. Dacă vă confruntați cu țesut adipos localizat și aspect de gușă, bărbie dublă sau față rotundă, procedura FaceTite poate să fie potrivită pentru că ne ajută să remodelăm conturul facial și să redefinim linia mandibulară, să reconturăm gâtul și să îmbunătățim calitatea pielii prin netezire și restructurarea fermității. Procedura este una minim-invazivă, după cum am precizat, este efectuată cu anestezie locală. Constă în infiltrarea unei soluții tumescente pe punctele de intrare pe care le-am desenat pe pacient și ulterior utilizarea canulei bipolare, care prezintă două electrozi, unul intern și unul extern, ce ne permit în același timp să îmbunătățim calitatea pielii și partea de contracție a țesutului dermal, subdermal și țesutului adipos, ceea ce ne conferă la final rezultate permanente prin îmbunătățirea zonei lucrate și cu rezultate similare intervențiilor chirurgicale, dar fără cicatrici și cu timp rapid de recuperare. Recuperarea fiind undeva la 1-3 zile, postoperator este un ușor edem care va persista de-a lungul întregii luni, dar se va remite ușor. Rezultatele sunt vizibile din prima lună de tratament, dar vor continua să se îmbunătățească pe parcursul anului.